că o fac cu emoție. Nu știu dacă voi scăpa vreodată de emoții, însă doar cei care trec printr-un astfel de loc sau alte locuri asemenea acestuia își dau seama cam ce este în inima unuia care încearcă să lege câteva gânduri care să vă fie dumneavoastră de folos. Aș vrea în această seară să mă opresc la un cuvânt din 2 Corinteni, de la capitolul 4, și aș vrea să citesc chiar tot capitolul 4. Dacă nu vă este greu, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu, care se dorește a fi o hrană potrivită pentru seara aceasta. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facă să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Strântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi, cei vii întotdeauna, suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă fiindcă avem același duh de credință potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit. Și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. În țara aceasta, mesajul pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, vreau să-l pun sub titlul acesta care se repetă în textul pe care l-am citit. Noi nu cădem de oboseală. Haideți să facem un exercițiu, să spunem cu toți în cor. Noi nu cădem de oboseală. Amin? Haideți să facem. Noi nu cădem de oboseală. Amin. Acum puteți să luați locurile, dar nu să cădeți pe scaune, încetişor, așa. Este duminică seară, suntem mai puțini, ne simțim așa mai în familie și aș vrea să fim puțin mai destinși. Când vorbești despre oboseală, trăim într-o generație și eu fac parte din acea generație care spune că ne-am născut obosiți. De fiecare dată, pentru mine personal, ziua de duminică este o zi foarte grea, foarte obositoare. Parcă mai obositoare decât oricare din zilele săptămânii. Foarte obositoare. Te trezești dimineața, vii la biserică, te duci acasă, n-ai timp să mănânci, te mai învârți puțin tel. Dacă mai ai pe cineva la masă, mai ai vreun musafir sau încerci să pleci undeva, s-a făcut deja ora 5:30, pleci la biserică să face, nu se va face 8:30, probabil se va face 9, așa? Vii la biserică, ajungi acasă și te pregătești deja pentru săptămâna care urmează. Este o alergare. Și nici o duminică nu seamănă una cu alta. E corect? Nu știi la ce să te aștepți. De exemplu, dimineață am venit la biserică cu mari așteptări și am plecat de aici cu foarte multe dintre ele împlinite. Și știți de ce?
Pentru că Domnul Iisus Hristos împlinește așteptările noastre și ne dă mai mult decât noi sperăm. Așa e Dumnezeul nostru. Nu? E bine, într-o astfel de generație în care eu personal m-am născut, mă uit la cei care sunt într-o generație mai dinaintea mea, ei nu pregetă, ei încă sunt obișnuiți, așa ca în alte vremuri când la ora 5 îi trezeai și erau în priză toată ziua și alergau și se zbăteau și făceau atâtea lucruri. Noi suntem mai comoși, dacă doar un piculeț apeși așa pe accelerație, deja ni se moaie toate balamalele. Suntem mai obosiți. Dar în țara aceasta nu vreau să vorbesc despre această oboseală fizică, naturală, dacă vrei să spun așa, care este normală. Mi-aduc aminte de un ostaș care, după o bătălie crâncenă, probabil că n-a stat undeva pe margine și suflat într-un corn și le ținea la ceilalți galerie, probabil că și el a ținut sabia în mână, după ce s-a terminat acea bătălie, a lăsat sabia și a parcurs un drum de 42 de kilometri alergând să ducă vestea victoriei de la maraton la Atena. Știți ce s-a întâmplat cu el? A murit. Când a ajuns acolo pe străzile Atenei, a apucat să strige de câteva ori, am învins, am învins, și a căzut răpus de oboseală. Citeam în urmă cu ceva timp despre primarii din orașul Tokyo. Eu n-am fost pe acolo, dar am auzit o mulțime de povești, nu sunt povești, dar povestiri, ce e pe acolo, cum arată, ce civilizație, ce atmosferă e pe acolo. Spune că primarii din Tokyo toți mor la locul de muncă, de oboseală, de supra-solicitare, de stres. Ei lucrează 7 zile din 7, aproape non-stop, și pentru ei este o onoare. Mă gândește bine ar fi dacă și la noi s-ar întâmpla ceva de felul acesta. Și ne gândim, nu primarul din Târgoviște să moară, nu. Dar să, așa, să pună un pic osul mai la treabă, să fie mai implicați, mai, nu știu, cu mai mult avânt pentru chestiile astea, ne gândim și la politicieni, la cei care ne conduc țara. Ce bine ar fi dacă vacanțele parlamentare ar fi mai scurte și treaba de acolo ar fi mai lungă și mai de calitate, nu? Dar toate aceste lucruri își pun amprenta asupra fizicului nostru și de multe ori, din punct de vedere fizic, suntem răpuși de oboseală. Ajungem seara acasă, ne așezăm în pat, eu personal, după ce mănânc, după ce îmi fac un duș repede așa și m-am întins în pat, în secunda în care am simțit că trupul meu s-a relaxat, surpriză, soția mea știe, dintr-o dată încep să sfore și gata sunt. Până dimineața nu se mai înțelege nimeni cu mine. Ia mai greu, mai îndă cât un cot, păi, scoală-te și zice, bă, dar toată noaptea ai sfărăit, dar tu n-ai simțit când te-am împins? Oi fi simțit, oi fi simțit. Eu mi-am văzut de ale mele. Este o oboseală normală. Dar în această seară vreau să vorbesc despre o altă oboseală care se referă la omul nostru din lăuntru, la acea oboseală a spiritului nostru. Oboseală pe care o acumulăm în lăuntrul ființei noastre tocmai pentru că nu avem grijă. Dar măcar din când în când, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu și de dimineață s-a citit, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Noi tot alergăm și încercăm să facem multe lucruri și încercăm să mulțumim pe mulți. Și surpriza cea mai mare este că cu cât încerci să mulțumești pe mai mulți, se întâmplă exact efectul opus. Îi mulțumești pe tot mai puțini. Asta e o categorie. Altă categorie care nici măcar nu se luptă pentru așa ceva, stau relaxați și zic, bă, dar nu vreau să mulțumesc pe nimeni, nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, mie mi-este bine așa cum este. Aia sunt relaxați spiritual, dar eu vorbesc despre cei care se ostenesc. Și tare mult m-aș bucura ca în Biserica Efraim să fie astfel de oameni, lucrători care se ostenesc cu adevărat. Vreau să vă spun că osteneala n-are nimic rău în ea însăși, ci spune cuvântul lui Dumnezeu să nu cădem de oboseală sau de osteneală, nu? Atunci când cazi de oboseală, este o cădere de cele mai multe ori imperceptibilă, nu o vezi, nu este vizibilă, dar ea se produce în lăuntru ființei tale și face pagube dezastruoase. Chiar dacă ceilalți nu o văd, în lăuntru ființei tale tu o vezi și o știi. Este o cădere
extrem de periculoasă și în această seară vreau să vorbesc despre câteva astfel de căderi și de oboseli. În Evrei, la capitolul 12 cu 12, sper să mă ajute tehnologia, așa o să caut eu mai repede, 12 cu 12, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel: întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Este o oboseală din punct de vedere al rugăciunii. Când vorbești despre genunchi, te gândești la asta pe genunchi. Acum, nu vreau să fac aici o teologie dacă să stai pe genunchi sau să stai în picioare, sau cuvântul lui Dumnezeu este unul clar: rugați-vă cum? Neîncetat. Asta nu are de a face cu poziția pe genunchi, n-ai putea să stai neîncetat pe genunchi. Dar din punct de vedere spiritual, de foarte multe ori obosim în ceea ce privește viața noastră de rugăciune. Și întrebarea este: de ce oare obosim? V-ați întrebat vreodată? Probabil că o cauză este aceasta, că cu toate că ne rugăm, nu vedem rezultate. Vi s-a întâmplat? Am cunoscut persoane care au venit înaintea Domnului cu cauze ani și ani și ani de zile. Și la un moment dat au spus așa: am obosit să mă mai rog. Poate că Dumnezeu nu mă aude. Întrebare: Dumnezeu aude rugăciunile noastre? Le aude. De ce nu răspunde la toate? Asta o știe El. Dar de câte ori venim și perseverăm în a ne ruga și vedem că nu sunt rezultate, avem gândul acesta noi și spunem: am obosit să mă mai rog, nu mai pot. Nu mai pot. O altă cauză pentru oboseala aceasta în ceea ce privește rugăciunea poate să fie atunci când ni se pare că cerul este închis, nu primești răspuns. Avem în Biblie un personaj care a venit înaintea Domnului cu o rugăciune, a înălțat-o către Dumnezeu și s-a părut că nu a ascultat-o Dumnezeu și au trecut câte zile? Vă aduceți aminte? 21 de zile. Au trecut până când a primit un răspuns și a spus: mi-am pierdut speranța, am crezut că Dumnezeu nu mă aude, Dumnezeu și-a pus mâinile la urechi. Nu vrea să aibă de-a face cu mine, un păcătos. Nu vrea să asculte rugăciunea pe care o înalț. Care a fost răspunsul? Am auzit-o din prima zi. Dumnezeul nostru nu este tare de urechi. Dumnezeului nostru nu trebuie să-i strigi la un nivel foarte ridicat de decibeli. El îți aude și șoapta inimii tale. Și rugăciunea ta este ascultată de fiecare dată, este auzită de Dumnezeu. Faptul că nu răspunde este voia Lui. Și noi nu putem înțelege, dar faptul că vedem cerul că este închis ne face să obosim de multe ori din punct de vedere al rugăciunii. O altă oboseală cu care de multe ori ne confruntăm este acea oboseală în a face binele, să obosești în a face binele. Există împământenită chestiunea aceasta, sunt doar unii zice: domnule, dar numai eu trebuie să fac bine, numai eu trebuie să sar acolo, numai eu trebuie să slujesc, numai eu trebuie să lucrez. Numai eu trebuie să fac bine? Oare asta este atitudinea pe care noi trebuie să o avem? Răspunsul este că nu. Cuvântul lui Dumnezeu în Galateni, la capitolul 6 cu versetul 9, spune: voi să nu obosiți în a face binele. Să nu obosești. Indiferent cât de mult te costă, indiferent cât de mult te jerfești și te ostenești, tu fă binele. Și știți de ce? Roata se învârte. Roata se învârte. De multe ori mă uit la lista aceea cu persoane care sunt în suferință, pentru care mijlocim de atâtea ori. Un lucru care mă animă și mă face să mă rog cu foc pentru ei este și gândul acesta. Îmi vine și mie rândul. Acum am 42 de ani și încă mă simt în putere, în putere maximă. Dacă te mai doare câte ceva, e speranța că mâine poate-ți trece. Lasă că trece, mai e un algocalmin, mai e un urofen, mai e ceva acolo, mai faci un masaj și s-a terminat, trece. Exact așa cum noi acum în luna februarie așteptăm primăvara, nu mai așteptăm iarna, nu? La fel ne gândim. Dar trebuie să ai înaintea ochilor tăi întotdeauna gândul acesta: astăzi sunt ei, mâine pot să fiu eu. La fel în a face binele: astăzi sunt ei, mâine pot să fiu eu. O altă oboseală pe care o putem acumula
în ființa noastră. Este acea oboseală în slujirea creștină. Realitatea este că atunci când ne ostenim mai mult pentru Domnul și obosim, și când apare oboseala, suntem vulnerabili. De câte ori te golești, dacă nu ești atent și dacă nu umpli golul acela, s-ar putea mai devreme sau mai târziu să ai vreo surpriză de felul acesta și să fii în poziția de a cădea de oboseală. Noi ca și copii ai lui Dumnezeu trebuie să fim ca niște vase din care curge, dar se umple. Să fim așa ca un vas de tranzit pentru harul lui Dumnezeu. Să slujim Domnului cu toată inima noastră, cu putere, dar în același timp să nu uităm că și noi la rândul nostru avem nevoie de multe ori să fim slujiți și să umplem vasul inimii noastre. Mi-aduc aminte de un om al lui Dumnezeu, de Ilie, unul dintre cei mai mari slujitori ai lui Dumnezeu. La un moment dat stă Ilie așa letargic, stă pe dreapta cum ar fi, privește, contempla natura și îl întreabă Dumnezeu, bă Ilie, dar tu ce faci aici? Și zice Ilie, Doamne, am rămas singur, m-am ostenit pentru tine, am luptat și uite-mă acum, sunt singur, am obosit, nu mai vreau, mai bine să mor, că nu sunt mai bun decât părinții mei. Ce spune Domnul? O, Ilie, Ilie, tu privești la ceea ce vezi tu, la ceea ce simți tu, la ceea ce pipăi tu, la ceea ce percepi tu. Dar vreau să spun ceva, mai am încă 7.000 de bărbați în Israel, 7.000, o sumă frumoasă, cărora nu le dă Dumnezeu numele, dar ei erau acolo care slujeau pe Dumnezeu și nu oboseau. O altă oboseală a spiritului nostru poate să fie aceasta în a avea răbdare. Îți pierzi răbdarea din cauza oboselii. Soția mea știe, când vin seara acasă și dacă sunt așa un pic mai, cum să spun, mai întors pe dos, știe că ori sunt foarte obosit, ori îmi este foame. Mă pune la masă, îmi dă să mănânc, îmi trece și oboseala și foamea și dintr-o dată sunt alt om. Priviți-o și din punct de vedere spiritual, exact la fel. Atunci când te ostenești, probabil că ești nervos, probabil că îți pierzi răbdarea ușor, spui oamenilor una și alta și ți se pare că nu există urechi care să te asculte și zici, băi, dar am obosit, dar câtă răbdare să mai am eu cu ăștia, câtă răbdare să mai am? Și obosești să ai răbdare. Isaia la capitolul 7 cu versetul 13 spune că Dumnezeul nostru are răbdare. El nu obosește în a avea răbdare, îndelunga lui răbdare, spune în altă parte. Te îndeamnă la ce? La pocăință. Nu? Noi trebuie să învățăm, să ne ridicăm din această stare de oboseală în ceea ce privește răbdarea. Să ne găsim resursele și echilibrul de a ieși din acest cerc vicios. O altă oboseală în care de multe ori ne putem găsi este oboseala de a ierta. Cuvântul lui Dumnezeu, tot în cartea prorocului Isaia, spune la capitolul 55 că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu obosește iertând. O, dar stau și mă gândesc, dar de câte ori m-a iertat pe mine Dumnezeu? De câte ori? La un moment dat a venit înaintea Domnului Iisus unul dintre ucenici și îl întreabă, Doamne, de câte ori să-l iert pe aproapele meu? De 7 ori? Mi s-a părut așa o sumă frumoasă, băi, să ierți de 7 ori e ceva, o virtute puternică pentru mine. Bă, 7 ori, Doamne, de câte ori să-l ierți? De 7 ori, probabil că s-a așteptat să zică Domnul Iisus, băi, dar să știi că, uite, e o cifră extraordinară, bă, să-l ierți de 7 ori pe un om, e ceva, o cotă înaltă. Domnul se uită la el. Eu spun altceva, să ierți de 70 de ori câte 7. Aolea, nu știu dacă ăla știa să înmulțească așa de repede, dar să gândea el 490 de ori să iert pe un om într-o zi, e cam mult. Ce vrea să spună Domnul? Voi să nu obosiți în a ierta niciunul dintre voi.
Ni se pare de multe ori că suntem așa de loviți, așa de nedreptățiți de unul și de altul și faptul că l-am iertat odată de două ori ne face așa să crească omul nostru, așa eu nostru și băi, dar uite ce persoană vanitoasă am fost eu, bă, dar ce persoană generoasă i-am dat lui ăsta iertare, de două ori l-am iertat, mă, de două ori, îți dai seama? Și Domnul spune, bă, tu nu trebuie să obosești iertând, tu trebuie să-l ierți pe fratele tău, ori de câte ori îți greșești, ori de câte ori. Doamne, până la șapte ori, nu, ci de fiecare dată. E ușor să obosești, până la coadă și dacă stai obosești. Am cunoscut oameni care nu făceau nimic și totuși erau așa de rupți, de oboseală. Bă, ce ai făcut? Până nimic, ăla, obositare. Personal vă spun, când mă duc la vreo nuntă, la vreo masă așa, să stai acolo câteva ore pe un scaun, mă obosește cumplit. Ajung acasă rupt de oboseală. Să stai și să obosești, e greu. E greu. Dar noi trebuie să învățăm ce să facem ca să nu cădem de oboseală. Să fii obosit e bine, dar să nu cazi de oboseală. În primul rând, un antidot pentru oboseala spirituală este acesta. Ca omul din lăuntru să se înnoiască în fiecare zi. Întrebarea mea este aceasta. E greu? E foarte greu. Ca să înnoiești omul din lăuntru înseamnă consecvență în a face anumite lucruri, în a deprinde aceste, cum să spun, discipline spirituale. Mulțumesc, Laurențiu. Sunt și obosit. Îți trebuie disciplină. Disciplină în a citi Scriptura. E o disciplină? Mă bucur cei care au intrat în grupele acestea de ucenicie, cei mai mulți, sau poate chiar toți, s-au deprins să citească măcar un capitol din Scriptură pe zi. Probabil că le-a fost greu la început. Probabil că le-a fost greu. Dar de rușine, zice, bă, ne întâlnim acolo și mai trebuie să schimbăm niște gânduri. Bă, nu vreau eu să mă fac de râs și măcar de rușine așa. Zice, bă, hai să citesc, să pun acolo două cuvinte. Mie Domnul mi-a vorbit că sunt puturos la citit Biblia. Dar e bun! Dar trebuie să dezvolți această disciplină. Și e greu, pentru că noi ca și oameni suntem așa spontan, dacă am chef, dacă n-am chef, nu. Nu suntem așa? E cineva diferit de mine? Vai, dar ce biserică spirituală aici! Îmi place, e o plăcere să slujești unor astfel de oameni. Ca să înnoiești omul din lăuntru în fiecare zi, trebuie să te deprinzi, să citești Scriptura. De ce? Pentru că spunea și Gabi mai devreme, la timpul de laudă și închinare, Scriptura este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Nu vă place să citiți scrisori de dragoste adresate dumneavoastră? Așa, generale, nu te încălzește cu nimic. Cu toți am fost tineri și pe vremea mea să mai scria din când în când. Acum să trimit SMS-uri, să trimit mail-uri, să trimit, cum le zice la alea, emoticoane, emoji, ce să mai trimit? Wave-uri, îți face cu mâna, sunt în apropiere, pa, inimioare, multe inimioare. Nu? Dar pe vremea, așa mai de mult, exista un serviciu care se numea poștă, care ducea o scrisoare dintr-un loc și îl ducea în alt loc. Acum poșta aduce o factură dintr-un loc și poposește la tine în cutia poștală. Îmi plăcea mai mult poșta dinainte, mărturisesc. Să nu-ți placă să citești scrisori de dragoste pe care creatorul tău ți le trimite? E ceva interesant. Ca să te înnoiești în omul din lăuntru, trebuie să citești. Ca să te înnoiești în omul din lăuntru, trebuie să înveți să comunici. Păi cum poți să comunici cu Dumnezeu? Prin rugăciune, nu? Acum să nu credeți că rugăciune înseamnă doar acea atitudine pioasă pe care o avem duminică dimineață sau seara sau joia la rugăciune, așa, și ne rugăm. Nu! Rugăciune înseamnă în fiecare moment al vieții tale, inima ta să fie conectată
cu Dumnezeu, cu Hristos. Asta înseamnă rugăciune. Înseamnă ca în fiecare zi gândul tău să fie îndreptat către Hristos. E greu? Păi e greu. Că vă spun eu de ce e greu, că sunt atâtea lucruri care îți distrag atenția. Ba e telefonul, cum spunea Laurențiu mai devreme, ba e tableta, ba e laptopul, ba e cât un bază îți dă așa pe telefon că îți trimite mesaje și dintr-o dată te deconectezi, dintr-o dată îți pierzi concentrarea, dintr-o dată nu mai ești acolo și te gândești la ale tale. Ba mai mult afli că cine știe ce notă mai mică sau mai mare a luat copilul tău și bate bucur, bate întristezi și nu știi cum să reacționezi, bă, să-l bați, să-l premiezi, nu știu exact ce să fac. Ai atâtea lucruri care îți distrag atenția. Omul din lăuntru, totuși, trebuie ca în fiecare zi să se înnoiască. În fiecare zi să se înnoiască. Lucrul acesta, vreau să vă spun că e destul de complicat. Și știți de ce? Pentru că acasă, acolo unde nu ne este rușine cu Hristos, petrecem foarte puțin timp. La fel la biserică, unde nu ne este rușine cu Hristos. Aici toată lumea se închină la fel, cântă, nu ți-e rușine. Unde ți-e rușine cu El? Când mergi la servici, când mergi la școală, când trebuie să porți o discuție cu un vecin, cu un prieten și să-ți aperi credința ta. Că vreau să vă spun că nu toți iubesc credința noastră. Nu toți îl iubesc pe Hristos așa cum o facem noi. Și atunci tu trebuie să ai cuvinte și argumente pentru ei și de multe ori îți ascunzi lucrul acesta. Vreau să vă povestesc ceva, mă bucur că nu-i Luca în seara aceasta aici. O să-l dau pe el exemplu. Luca are un cățel, o jucărie, un cățel de pluș. Îl are de când era el mic. Un cățel roșu, într-o chipa odinioară un personaj de desene animate pe Clifford. Acum nu mai are niciun fel, deci nu îți dai seama cine a fost. Și îl cheamă Max și la lintă, Maxilică. Ei bine, cățelul lui de pluș, în casă, îl ține în brațe, îl pupă, îl dezmiardă, doarme cu el. Și am zis la un moment dat, băi Luca, dar de ce nu iei tu și la școală, îl pui în rucsac și te duci cu el la școală? E, tati, îmi fac de râs. Ei bine, la fel se întâmplă cu Hristos. În biserică, acasă, e ușor să-l ții, e ușor să-l ai, e ușor să îl apelezi, să stai de vorbă cu el, dar acolo unde nu ți-e comod, unde ți-e rușine, e mai complicat. Mi-aduc aminte, anul trecut am fost în vacanță cu cumnatul meu și cu Marian Mirică, cu Nadia. Ce aventură a fost acolo, că l-a luat Luca, l-a luat pe Maxilică, l-a luat cu el. Dar acolo s-a întâmplat un accident, jumătate dintr-un ochi, l-a pierdut în cameră, am dat toată camera cu fundul în sus să găsim ochiul și plângea și era jale mare. A fost greu pentru el. Acasă să-l iubești cu atâta pasiune și când pleci, să nu te mai gândești la el că mi-e rușine cu el, e interesant, nu? E bine, atunci când omul tău din lăuntru se înnoiește, dragostea pe care o porți acasă, o porți Domnului și pe stradă și la școală și oriunde te duci, ca să nu cazi de oboseală, trebuie să te înnoiești în omul din lăuntru, în fiecare zi, pentru că munca, fără Dumnezeu, munca din punct de vedere spiritual, munca fără Dumnezeu te ostenește grozav. O faci să placi unuia sau altuia și uiți că tot ceea ce faci trebuie să-i placă Domnului și asta te ostenește. V-am spus, e greu să te faci plăcut tuturor și ca să te faci plăcut trebuie să depui mult efort. O altă metodă pentru a nu cădea de oboseală, să scăpăm de lucru, să contracarăm lucrul acesta, este să înțelegem că întristările sau necazurile noastre sunt doar de o clipă. Păi cum să fie de o clipă, Doamne? Atunci când treci printr-o încercare, ți se pare, nu că e o clipă, ți se pare că e o veșnicie. Vorbeam cu cineva și copil mic, având, zice, bă, n-am dormit toată noaptea, mă. De ce n-ai dormit? Păi cresc dințile copilului și e așa de dureros și nu m-a lăsat să dorm toată noaptea. Problemă mare. Dinții doar și când cresc și când cad, nu? E, dacă o noapte cu o durere de măsea nu se mai termină, zici că nu mai vine dimineața, cum poți tu, Doamne, să spui că întristările noastre de o clipă?
Păi cum, Doamne, să fie o întristare de o clipă, că ți se pare că a trecut o veșnicie și când ești așa în momente de alea, așa foarte exuberante. Mai mi-aminte și eu când eram tânăr și foarte îndrăgostit și stăteam cu soția mea acolo și aveam ora la ora 11, trebuia să fiu în casă. Dar asta după un an și ceva, de mers la Comișani. Dar până atunci trebuia la ora 10. Mă uitam la ceas și mi se părea că a trecut imediat. Bă, acum a fost 8, acum e 10, ce să fac? Mă suna mama, unde ești? Bă, mamă, sunt aici aproape, eu nici nu plecasem de acolo. Și dădeam tare de tot și ajungeam acasă în 10 minute. Dar trecea repede timpul. Atunci când ești îndrăgostit, atunci când sunt clipe de fericire, de bucurie, trece repede timpul, nu? Dar când ești în necaz, în întristare, trece greu. Tare greu. De-aia zicea și săracul Einstein că timpul ăsta e relativ. Pentru unii trece mai repede, pentru alții mai greu, nu? Spune Apostolul Pavel că încercările noastre sunt ușoare. Păi cum să fie, Pavele, ușoare? Păi, Pavele, pe ce lume trăiești? Ia să-i fi trăit un secolul 21 să vezi când ți se strică ție telefonul și nu mai poți să trimiți SMS-uri, nu mai poți să faci comentarii pe Facebook, să vezi ce greu este. Cum? Asta e ceva ușor, e o încercare ușoară. E complicată, foarte complicată. Vă spun în experiență, am trăit așa ceva. Să plângi că ți s-a stricat telefonul. Vă dați seama ce capăt de țară e ăla? Să strice telefonul. Vorbești tu, Pavele, de întristări, de astea, de necazuri. Nici nu știi ce înseamnă să ți se strice smartphone-ul. Nu realizezi. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, ca să nu cazi de oboseală, noi trebuie să înțelegem că întristările noastre sau necazurile noastre sunt doar de o clipă. De o clipă comparativ cu ce? Cu veșnicia pe care o vom petrece în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că întristarea lumii acestei aduce moarte, dar Hristos ne aduce viață. Mai mult decât atât, mai mult decât atât, întristările lucrează pentru noi. Lucrează când avem așa un duh de rugăciune mai înfocat. Vă întreb, când suntem la nuntă? Niciodată, niciodată. Ne gândim ce urmează, felul 2, bă, ne-a dat aperitiv, sarmale sunt pe listă că suntem români, dar ce-o mai fi felul 3, nu da pește, nu da pește, nu da friptură de pui, de cine știe, nu? Te mai gândești la așa ceva? Nu te gândești, dar când ești în întristare, în necaz, în problemă, la un singur lucru te gândești, Doamne, scapă-mă, Doamne, ajută-mă și rugăciunea ta devine înfocată. Întristările lucrează pentru noi pentru că întărește această legătură cu Dumnezeu. Mai mult vreau să vă spun ceva și din punct de vedere omenesc. Întristările și necazurile sudează legăturile între soți, în familie și nu doar atât, și la o familie mai lărgită. Atunci când ești în necaz, îți dai seama cine este prietenul tău. Când ești în necaz, îți dai seama cine este aproape de tine. Doar atunci. Când ești la bucurie, toți acolo, o grămadă mare, ca la nuntă. Dar când ești la necaz, la strâmtorare, toată lumea fuge. La fel și în căsnicie. Necazurile sudează relația, dacă există dragoste, dacă nu, se despart. Am citit de foarte mulți, uite, îmi vine în minte acum cazul unui fotbalist, Meșu, probabil că ați auzit de el, fractură de coloană, după 2 săptămâni soția l-a părăsit, a zis, eu nu pot să trăiesc cu un om paralizat. Dacă îl iubea cu adevărat, rămânea acolo? Da, ușor așa cu presupus. Poate că rămânea. Nu că era ușor, dar sudează o relație. La fel, întristările noastre sudează legătura cu Dumnezeu. O sudează mai tare și cu mai multă putere. Și în ultimul rând, noi nu trebuie să uităm că mai importante decât lucrurile care se văd, sunt lucrurile care nu se văd. Spune versetul 18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Încotro trebuie să fie îndreptată privirea noastră?
Răspuns, îl știm cu toții, către Dumnezeu. De ce nu este îndreptată privirea noastră acolo? Pentru că este distrasă în stânga și în dreapta. Noi nu trebuie să uităm niciodată că mai important decât lumea aceasta materială în care trăim, ne dezvoltăm, ne mișcăm în stânga și în dreapta, este lumea lui Dumnezeu. O lume pe care nu o vedem, dar pe care o simțim prin credință, prin Duhul lui Dumnezeu. Diavolul ce face? Îți arată întotdeauna lucrurile astea care se văd. Ia uite-l pe ăla, l-ai văzut? Știi ce e interesant? Cineva spunea că satana nu intră în biserică, că e frică grozav de biserică. Fals, fals. Probabil că stă bine undeva acolo pe un scaun la pian și se uită acolo și zice, l-ai văzut pe Cătălin? Uite ce a făcut Cătălin. Și intră așa în mintea ta și te influențează. Îți arată lucrurile astea care se văd și îți distrag atenția și te fac să cazi. Și eu nu mai vin la biserică, Cătălin e rău. Nu mai vin din cauza lui. Surpriză! Nu vin din cauza lui Cătălin. Nu vin din cauza ta, pentru că inima ta nu dorește. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu dorește să se întâlnească cu Dumnezeu. Diavolul ți-l arată pe astea Dumnezeu. Ți-l arată pe cele care nu se văd. Aduceți-vă aminte de acea slujnică, de slujitoarea lui Agar, care plângea acolo, era copilul ei pe moarte și plângea, Doamne, ce mă fac? Și spune Domnul, atât trimite îngerul și spune, măi Agar, dar deschide ochii. Și când a deschis ochii, ce a văzut? Un izvor de apă. Asta face Dumnezeu. Dumnezeu îți deschide ochii la lucrurile care nu se văd. Mi-aduc aminte de Gehazi, disperat, grozav, se trezește într-o dimineață acolo pe zidurile cetății, se uită înconjurat, oști puternice și tremurat în toate încheieturile. Elisei relaxat și spune Gehazi, măi Elisei, dar tu nu vezi ce văd și eu? Zice, ba da, dar văd ceva mai mult. Ce vedea Elisei? Vedea oastea lui Dumnezeu și spune Domnului, Doamne, deschide ochii și lui Gehazi ăsta să vadă și el ce văd eu. Și când a văzut Gehazi ce vedea Elisei, a spus, bă, Elisei, dar cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât toți ceilalți și sunt și mai superior dotați, au arme mai puternice, ia uite ce bine, uite, e altceva. Asta face Dumnezeu. Îți distrage atenția de la lucrurile acestea care se văd, care te îngroapă, care te fac să te potignești, să păcătuiești, să faci atâtea lucruri. Să nu mai vrei să vii la biserică, eu nu mai vreau să vin la biserică, e Cătălin acolo, eu nu vin. Că nu o să mai fie, poate că vin. Dar Domnul îți deschide ochii spirituali, să vezi lucrurile care nu se văd, să vezi mâna lui puternică, să-l vezi la lucru, să vezi oastea lui de înger care este în jurul tău. De câte ori nu ne-am rugat, mă uit la mine, deci eu mă dau pe mine exemplu. De multe ori am spus, Doamne, mă simt singur, unde ești? Eu am fost vreodată singur, vă întreb. Nu. La nivel mental, realizez că n-am fost niciodată singur. Dar de ce o spun? De ce o gândesc? Pentru că mi se pare că sunt singur. Mi se pare că mă zbat singur în toate problemele acestea. Nu? Domnul îți distrage atenția de la lucrurile acestea care se văd și s-o focalizează pe lucrurile care nu se văd și care te fac să capeți odihnă în sufletul tău, să nu cazi răpus de oboseală. Îmi place mult și cu lucrul acesta voi încheia. Evanghelia după Matei spune Domnul Iisus Hristos în capitolul 11 cu versetul 24. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. În această seară, chemarea aceasta nu este doar pentru mine, ci este pentru oricine se simte trudit și împovărat. Și spune Domnul Iisus Hristos, are o promisiune. Și eu vă voi da odihnă. Dacă nu te duci la el, capești ceva? Te întreb. Nu capești nimic. Mi-a plăcut mult acea istorioară pe care fratele Nelu Coman a adus-o înaintea noastră, într-una din slujbele trecute, cu acel boier care a spus că iartă datoriile tuturor supușilor, cu condiția să vină acolo cu el și să le scrie pe toate. Câți au plecat de acolo cu datoria iertată? Unul singur a plecat. Dacă îți puteau să plece? Toți. Toți aveau șansa asta. La fel și chemarea Domnului Iisus Hristos este valabilă pentru cine? Pentru unul? Nu. Spune toți cei trudiți și împovărați. Toți. Și când spune toți, mă include și pe mine, și pe tine, și pe toți, absolut. Important este să ai curajul să faci primul pas. Să ieși.
să ieși din percepțiile tale greșite, să ieși din ceea ce îți place ție, să ieși din, probabil, stereotipurile tale, să ieși din starea ta care te ține legat în lanțuri și să zici, eu mă duc. Bă, dacă m-a chemat, eu mă duc, mă, ce am de pierdut? Ai ceva de pierdut? Nu. Din contră, ai de câștigat. Să-L ai pe Hristos în inima ta, să ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este extraordinar lucru. Vrei să scapi de oboseală? Înnoiește-te în omul din lăuntru în fiecare zi. Îmi place mult versetul 7 din acest text pe care l-am citit. Vorbește așa, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Care-i comoara? Iisus Hristos prin Duhul Sfânt o porți în tine. O porți într-un vas de lut, un vas care nu are mare cinste. Aduceți-vă aminte, în vremea aceea, vasele de cinste erau din aur, din argint, cine știe din ce alt, să ai un vas de lut, nesemnificativ, nesemnificativ. Și spune Apostolul Pavel, noi purtăm această comoară pe Iisus Hristos în niște vase de lut. Ce-i dă valoare acelui vas? Materialul din care e făcut? Niciodată. Ci Iisus Hristos care îl locuiește. În această seară, dacă vrei să te ridici din starea de oboseală, înnoiește-te în omul din lăuntru. Înțelege că întristările și necazurile tale sunt doar de o clipă. Indiferent cât de mare e clipa aceea și cât de lungă ți se pare, doar de o clipă. Și nu uita, privește la lucrurile care nu se văd. Privește la Hristos. Privește la lucrurile pe care ni le-a promis fiecare dintre noi. Nu doar mie mi-a promis, ci și dumneavoastră. Și puteți fi beneficiarii acelor promisiuni doar prin credință, doar dacă vă ancorați viața de El, doar dacă pășiți către El. Să stai așa letargic undeva și să aștepți, nu se va întâmpla niciodată, absolut nimic. Ne-am obișnuit să așteptăm, așteptăm să ne crească alții pensia, alții salariul, dar noi n-am făcut nimic. Trăim într-o țară în care angajatul, când vrea să caute un loc de muncă și ajunge acolo, în fața angajatorului, are două întrebări. Două întrebări mari și late, nu îl interesează nimic altceva. Zice așa, care e salariul și cât timp trebuie să lucrezi? Atât. Ce știi să faci? Nu știu nimic. Care e salariul și cât timp trebuie să stau aici, să mă chinui cu tine? Asta e ceea ce îl frământă. Și